Toate eforturile Consiliului Județean Ialomița sunt canalizate la acest moment în combaterea epidemiei cu noul coronavirus. Consiliul Județean Ialomița a fost printre primele instituții din țară care a luat măsuri imediate și a alocat bani pentru dotarea spitalelor cu echipamente de protecție și aparatura necesară în tratarea bolnavilor infectați cu COVID-19. Spitalul Județean de Urgență Slobozia dispune de toate echipamentele necesare pentru personalul medical. De asemenea, autoritățile județene au alocat resurse financiare și pentru spitalele din Fetești, Țăndărei și Urziceni. Referitor la această situație, la această pandemie în care ne găsim astăzi, sunt foarte multe lucruri de discutat și cred că ar trebui să se facă o analiză atentă a motivului pentru care s-a ajuns în această situație. Suntem într-un moment, vă spuneam, de mare dramatism din ultimii 50 de ani, pentru că avem un adversar pe care nu-l vedem, nu știm unde este, dar care poate să ne afecteze viața nouă, apropiaților noștri, dar se poate ajunge chiar să pierde viața, să se pierde viața oamenilor. Este un moment dramatic, pot să spun. Consiliul Județean Ialomița cred că a fost printre primele consiliuri județene din România care a luat primele măsuri. Ce trebuie să se înțeleagă însă aici? Că măsurile pe care le poate lua o administrație publică locală, ele depind foarte mult de măsurile care se iau la nivel central. Pentru că noi toți, de la administrație până la cetățeanul, omul de rând, care nu are niciun contact cu instituțiile statului, suntem într-un mecanism care este controlat de legislație. În momentul în care a apărut în Europa, pentru mine a fost un mare semn de îngrijorare. Pentru că dacă discutăm de China, unde există un anumit regim de disciplină și de reguli, în Europa lucrurile sunt mult mai relaxate din acest punct de vedere. M-am îngrijorat la momentul respectiv și am încercat să luăm niște măsuri care nu țineau de momentul respectiv, pentru că România nu era amenințată, dar putea fi amenințată oricând. Cred că am fost primul din țară care am cerut să modificăm programul instituției pentru a încerca ca funcționarii să aibă oarecare distanțare socială, pentru că asta este singura măsură pe care o putem să o luăm la acest moment cu adversarul acesta nevăzut. Să fim distanțați social. Am creat schimburi de lucru, am cerut de urgență să se cumpere dezinfectant și tot ce la nivelul nostru aici, fără să avem un cadru legal. Neexistând aceste stare de urgență, neexistând o alarmare a statului român, nu te poți alarma, nu poți cheltui bani. Pentru că este o întrebare, de ce, domnule, n-ați făcut asta înainte? Păi eu vreau să o fac înainte. Eu am vrut să o fac înainte, dar n-aveam cum, n-aveam cadru legal, pentru că orice ban care se cheltuie și este un ban public, el trebuie justificat și cheltuit în baza legislației existente la acest moment. Și este și un principiu că el trebuie să fie cheltuit cu maximă eficiență. Dacă am fi cumpărat 300.000 de măști, cum am avut intenția să o fac, la momentul respectiv, când nu erau prețuri mari, când se găseau pe piață, nu era la nivel european, la nivel planetar, nu exista această criză și nu s-ar fi, doamne, bine era să nu ajungă România în situația în care este astăzi, n-aveam nicio justificare să cumpăr. M-ar fi întrebat toată lumea, dar de ce cumpăr dumneata măști chirurgicale, pentru ce? Că nu ai niciun motiv. Da? Credeau că cine știe ce aranjamente se fac. Și situația asta nu se referă doar la mine, ci la administrația publică din țară. Adică noi jucăm după niște reguli care sunt stabilite de către administrația centrală. E foarte clar că nu poți lua decizii în avans dacă nu ai un cadru legal care să-ți permită să faci treaba aceasta. Sigur, nemulțumirea mea pleacă și vis-a-vis de comportamentul Europei în această situație. Nu a reacționat deloc în momentul în care a apărut în Lombardia primul caz.
se puteau lua măsuri la momentul respectiv și întreaga Europa să fie ajutat regiunea Lombardia și să nu se exporte acest virus în toată Europa. Tocmai de aceea am fost îngrijorat, cunoscând relaxarea europenilor, m-am gândit că o să fie probleme și în țara noastră. Revenind la ce se întâmplă la noi, imediat am organizat ședință de îndată, am întrebat spitalele dacă au nevoie de fonduri, am organizat ședință de îndată și am alocat bani pentru echipamente și aparatură. Spitalul Județean de Urgență Slobozia are tot ce trebuie la acest moment din punct de vedere al echipamentelor de protecție pentru personalul sanitar care lucrează în Spitalul de Urgență Slobozia fără nicio problemă. Sunt și stocuri. Din acest punct de vedere, vreau să felicit managerul Spitalului de Urgență Slobozia pentru implicare și pentru modul în care a reușit să se adapteze la această presiune care există astăzi. Și luați în calcul că în România erau două focare de stabilite la nivel național, cu stabilite ca și focare COVID, Suceava și Țăndărei. Spitalul de la Suceava a fost practic închis datorită, zic eu, prostului management de acolo. Spitalul de la Slobozia reușește să facă față în condițiile în care noi avem acest focar la Țăndărei și unde majoritatea pacienților din Țăndărei ajung și la Slobozia. Și asta ține de modul în care s-a organizat echipa de management de la spital și, bineînțeles, de atenția cu care au tratat acest fenomen cadrele medicale de la spital. Deci, nu s-a pus problema fondurilor la acest spital, care este cel mai important al județului Ialomița, cu privire la echipamentele medicale, aparatura medicală, echipamentele de protecție pentru cadrele medicale. Ba mai mult, Consiliul Județean Ialomița a alocat sume pentru personalul sanitar care lucrează și care poate fi, este sigur, expus pentru că este în linia întâi și cei care nu doresc să ajungă acasă după turele de serviciu pentru a-și proteja familia, am închiriat hotel unde toate cadrele medicale și personalul sanitar pot merge să se cazeze pentru a-și proteja familiile. Deci nu avem problema banilor, pentru că am avut un fond de rezervă, așa face orice gospodar, își creează un fond de rezervă pentru situații dificile. L-am avut, îl alocăm, tocmai de aceea și celelalte proiecte pe care noi le avem la acest moment, nu am insistat niciunul dintre ele, toate sunt în derulare. Lucrurile, din acest punct de vedere, au funcționat normal. Și nu mai atât, ați sprijinit financiar și celelalte unități medicale din județ? Da, am sprijinit spitalul de la Fetești, spitalul de la Urziceni, spitalul de la Țăndărei. Am alocat autorităților publice locale, respective, pentru că ele, nefiind în subordinea Consiliului Județean Ialomița, ele sunt în subordinea autorităților publice locale din localitățile respective. Am alocat sume pentru autoritățile publice care la rândul lor au alocat acele sume pentru spitalele din subordine. Președintele Consiliului Județean Ialomița, Victor Moraru, a precizat că unele măsuri dispuse de la nivel central s-au luat fără o aplicabilitate coerentă. Deși Spitalul Municipal Anghel Salinii din Fetești a fost desemnat de către Ministerul Sănătății, spital suport pentru tratarea bolnavilor infectați cu noul coronavirus, Ministerul Sănătății nu a pus la dispoziția unității medicale și finanțarea necesară pentru îmbunătățirea sistemului sanitar și protecția medicilor. La acest moment suntem la 4 milioane de lei, vom avea alocați, avea o nouă alocare săptămâna viitoare, tot pentru echipamente, în mod special pentru spitalul de la Fetești, pentru că, vedeți, dacă nu se lucrează profesionist, ajungem în astfel de situații. Guvernul României nu este un moment în care noi să facem afirmații care să aibă vreo conotație politică. Este exclus. Eu nu, și cine mă cunoaște știe că nu sunt un om care să discute politic. Dar noi vorbim de un guvern care a stabilit niște spitale suport COVID
în toate județele din România. De preferat și profesionist era, ca în momentul în care ai stabilit un spital, ca fiind spital suport COVID, în cazul Ialomiței, Fetești, în același moment trebuia să vii și cu bugetarea corespunzătoare, cu echipamentele necesare, cu aparatura necesară. Nu. Le-au declarat printr-o hârtie, un ordin, și restul să se descurce. Din ce să se descurce? Pentru că declararea acestor spitale COVID, ele nu cresc capacitatea județului. Capacitatea sanitară a județului, ea nu crește. Ai aceiași medici, aceleași spații, aceleași spitale. Nu face altceva decât să duci într-o locație, cazul de față Fetești, cazurile ușoare, cazurile grave, le merg la Institutul Matei Balș, la spitalele de boli infecțioase, în ordine, după care cazurile grave la Spitalul de Urgență Slobozia. Fetești a fost pentru suport cazurile ușoare. Revin și spun, nu s-a lucrat profesionist pentru că ar fi trebuit ca imediat să fie, când s-a declarat spitalul de la Fetești, să și spună, se alocă suma de pentru următoare, echipamente, aparatură, tot ce este necesar. Nu. Atunci autoritățile publice locale au fost toate pe nepregătite, mai ales că, trebuie să spun, județul Ialomița a primit anul acesta cu 600 de miliarde de lei, bani mai puțin, da? Prin legea bugetului de stat. Așa că e destul de greu să gestionezi astfel de situații. Atunci am făcut eforturi și am spus, domnule, hai să ajutăm aceste unități administrative teritoriale care au spitale în subordine și le finanțăm atât cât ne-a permis bugetul, din bugetul Consiliului Județean Ialomița, și vă spuneam că vom aloca alte sume pentru aceste spitale. Președintele Consiliului Județean Ialomița a cerut public demisia directorului Direcției de Sănătate Publică Ialomița pentru proasta gestionare a epidemiei de coronavirus. Am spus și public, am cerut demisia directorului de la Direcția de Sănătate Publică Ialomița pentru proasta gestionare a acestei situații. Și pot să vă spun de la început, a fost greșită abordarea cu privire la cei care trebuiau să fie carantinați la Amara. Nu s-au asigurat echipamentele necesare de protecție, s-a început cu o mare, mare bâlbâială. În altă ordine de idei, îmi exprim nemulțumirea vis-a-vis de ce s-a întâmplat la Țăndărei. Și aici Direcția de Sănătate Publică este responsabilă cu faptul că nu a luat măsurile care se impun urgent și nu a comunicat cu autoritatea publică locală, autoritatea publică locală care astăzi este în situația de a gestiona o carantină la Țăndărei. Eu spun că dacă s-ar fi acționat corespunzător, orașul Țăndărei nu ajungea în situația de carantină. Și vă dau un exemplu. Doamna primar de la Țăndărei permanent spunea că în Țăndărei sunt mai multe persoane decât primea de la Direcția de Sănătate Publică. De la Direcția de Sănătate Publică primea că sunt 16 persoane în Țăndărei care trebuie să stea în autoizolare la domiciliu, iar doamna primar spunea că sunt peste 200-300 de cetățeni care veneau, pentru că dânsa îi cunoștea și știa ce se întâmplă în localitate. Dacă bâlbâiala aceasta a durat o săptămână, gândiți-vă că acei cetățeni au făcut ce au dorit, erau cetățeni liberi pentru că nu apăreau în lista comunicată de Direcția de Sănătate Publică, listă care era oficială pentru a putea ține autoizolare niște cetățeni. Și de la asta s-a ajuns la situația de a avea un oraș în carantină astăzi, în condițiile în care, după părerea mea, se puteau lua măsurile gradual la Țăndărei, acolo unde era un cartier, unde știai că au venit cetățenii, supravegheai mai ușor și evitai acest catastrofă, după părerea mea, economică, prin care trece orașul Țăndărei la acest moment, pentru că, din punct de vedere economic, fiind și o zonă agricolă, la Țăndărei numai agricultorii nu mai pot să lucreze, cetățenii nu mai pot să circule, angajații nu mai pot merge la serviciu. Deci suntem acolo într-o catastrofă economică, după părerea mea, care ar fi trebuit, putea să fie evitată și care ar trebui să fie susținută. În momentul în care se declară carantina, am spus-o și public, da? Și când am fost întrebat la
alte posturi de televiziune. Păi în momentul respectiv trebuia să ai și măsuri de economice pe care trebuie să le iei. Sigur se putea evita această situație de la țăndare dacă se acționa prompt de la început. Tocmai de aceea am cerut demisia public domnului Noel, pentru că este o țopăială administrativă incredibilă la nivelul județului, cu oameni care nu se pricep la administrație, care sunt pe funcții la acest moment și nu au nici pregătirea necesară, nici curajul necesar pentru a rezolva problemele grave cu care ne confruntăm la acest moment. Aici este de discutat și legislația națională, care ea trebuie să fie corectată și adaptată la ce se întâmplă. Eu o să am o analiză a acestei situații și pot demonstra oricând că modul în care funcționează la acest moment România în situații de urgență este catastrofal, pentru că se înlocuiește autoritatea publică cea mai reprezentativă pentru cetățenii României, se înlocuiește cu o persoană care apare odată la 2 ani, odată la 3 ani, doar în situații de urgență, și aici discutăm de cazul prefectului, îl înlocuiește primarul, care este cel mai credibil într-o localitate, care este, presupunem, cel mai apropiat de cetățeni, cu o persoană care apare doar la inundații, doar la cutremure, doar la astfel de pandemii. Cum să creadă populația în aceste persoane pe care cetățenii nu le cunosc? Aici trebuie discutat. Nu mai spun că nici n-au bugete. Președintele Comitetului pentru Situații de Urgență este prefectul. Prefect care nu are la dispoziție niciun leu. Dacă are nevoie mâine să facă ceva, să ia o inițiativă, nu poate să o facă. Mai ales că el este numit și politic. Deci nu are cum să funcționeze acest sistem niciodată. În Statele Unite, cel mai credibil și cel care comunică cel mai mult este președintele Statelor Unite și cu primarul localității respective. Sau guvernatorul. Da? Așa trebuie să se întâmple și România dacă vrem să funcționeze. Dacă nu, atunci o să avem astfel de bâlbâieli de fiecare dată când apar astfel de situații. Victor Moraru, președintele Consiliului Județean Ialomița, face apel către cetățeni să respecte regulile comunicate de autorități și îi asigură că preocuparea permanentă a Consiliului Județean Ialomița este sănătatea ialomițenilor. Mesajul meu către ialomițeni este acela pe care l-am spus de mai multe ori în ultima perioadă. Trebuie să se înțeleagă situația prin care trecem la acest moment. Cetățenii trebuie să respecte întocmai regulile pe care autoritățile publice le comunică, reguli care pornesc cel mai mult de la această distanțare socială pe care cu care noi nu suntem obișnuiți. Noi suntem obișnuiți să vorbim, să fim împreună, să discutăm, să ne îmbrățișăm, să fim apropiați unii cu ceilalți, pentru că mai avem, sunt și zilele acestea de sărbătoare în care oamenii erau obișnuiți să se vadă unii cu ceilalți. Trebuie să respecte această distanțare socială, pentru că în felul acesta reușim să ne protejăm atât pe noi, cât și pe cei apropiați, cei dragi nouă. Eu pot să-i asigur pe cetățenii județului Ialomița că această instituție, Consiliul Județean Ialomița, face permanent, a făcut, face și va face tot ce este necesar, tot ce este nevoie pentru sănătatea din județul Ialomița. Cu siguranță noi vom găsi toate resursele necesare, cu siguranță luăm toate măsurile prevăzute de legislație pentru a sprijini unitățile sanitare din Ialomița și nu numai, și celelalte instituții, pentru că suntem într-o luptă solidară cu acest coronavirus. Toate instituțiile trebuie să fim unite la acest moment și să facem tot ce se poate ca efectul acestui virus să fie cât mai puțin. Eu îi asigur pe cetățenii din Ialomița că preocuparea mea este permanentă, este permanentă la așa ceva. Am observat cu toții că s-au schimbat prioritățile mondiale, s-au schimbat prioritățile europene, naționale. Am schimbat și noi, Ialomița, prioritățile noastre și principala noastră prioritate astăzi este acest coronavirus, încercarea noastră permanentă de a găsi toate soluțiile posibile la acest moment pentru a avea
efecte cât mai mici din acest punct de vedere. Să aibă încredere, să respecte distanțarea socială, să nu iasă din casă, să-i protejăm pe cei în vârstă, care sunt cei mai expuși, și am convingerea că cu această solidaritate vom depăși bine aceste situații. Important este să fim conștienți că dacă nu vom respecta, atunci riscurile sunt majore și este posibil să pierdem și persoane dragi nouă.